Doi adolescenți, Horia și Filip. Sunt martori unei crime care se întâmplă undeva într-o pădure. Cel care îi împușcă pe cei trei îi vede și el. Eu iau la fugă. This is set up in Brașov, in the hills around Brașov, and the atmosphere is much more one of Transylvania, of woods, of mystery, of mist. It's a different feeling altogether. Ne dorim foarte mult ca spectatorii să iasă din zona lor de confort, să se simtă provocați. Eu cred că acest serial este diferit de serialele anterioare HBO România. Este mult mai dinamic, este un serial de acțiune. Am petrecut în pădure, în primul calup de Brașov, aproximativ o săptămână. Rețin că am purtat, din cauza frigului, o salopetă de schi timp de 7 zile. Este un record personal. Dacă în film ți se pare că e periculos ce vezi, pot să spun, din propria experiență, chiar a fost periculos. Am alergat atunci vreo 7 ore prin pădure, așa, toată ziua. Și a fost foarte, foarte obositor. Am ajuns mort. Vlad a făcut febră musculară. Am filmat 48 de zile. E o chestie de disciplină. De disciplină de a putea să-ți dozezi energia și resursele să te țină pe întreaga perioadă. Probabil că lucru care e cel mai comun mie și acestui personaj este pasiunea pentru munca pe care o facem și pentru meseria pe care o avem. Este prima serie românească genul acesta, dramă, thriller, acțiune. Sunt urmăriri, cascade. What characterizes all the best HBO shows is they hook you in and they keep you coming back for more.